Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Verdict Filial Wow sau Bau Bau doar pe cafetele.ro. Astăzi continuăm seria materialelor dedicate nunților. Dar nu numai, pentru că astăzi vom vorbi despre tiare și despre felul în care acestea trebuie purtate. E bine, o tiară este un accesoriu extrem de versatil, însă este foarte ușor să picăm un penibil sau să zicem să avem apariții totalmente distruse de un accesoriu de acest tip. Și vom începe cu o tiară, în aparență destul de simplă. Este mai mult o bentiță. Ceea ce o plasează în zona tiară sunt acele pietre pe care le are aplicate. Cum am putea să purtăm acest tip de tiară? Bine, îl putem purta fie la o ținută de zi, fie la o ținută de seară. Bineînțeles, nu vorbim despre cea pe care o poartă Charlize Theron în aceste imagini, sau fiind încrustată cu diamante, da? Însă putem, dacă este vorba de pietre aplicate pe o bandă, de exemplu din mătase, acestea se pot purta și în timpul zilei, la o ținută casual, dar și pentru o nuntă, de exemplu. Ei bine, cam ce se întâmplă în momentul în care vrem să optăm pentru o apariție în alb cu acest tip de accesoriu? Este bine ca rochia să nu fie una extraordinar de încărcată. Prin extraordinar de încărcată mă gândesc la foarte multă dantelă, la foarte multe pietre, lucruri care ar distrage atenția de la acest accesoriu. De asemenea, este bine când alegem acest tip de accesoriu să optăm pentru o coafură clasică, una tip Grace Kelly sau chiar niște bucle foarte legere, însă întotdeauna cu părul lăsat pe spate. Este foarte important să aveți zona feței liberă, da? Nu bucle voluminoase care vă acoperă umerii și așa mai departe. Puteți încerca și la un wet look, arată de asemenea foarte bine. Continuăm cu o tiară diferită. Și în această imagine avem pe Little Mister cu o tiară din flori. Este foarte interesant acest gen de look și este unul mai puțin restrictiv decât ceea ce urmează să vedem în continuare. Însă totuși trebuie să aveți mare grijă când alegeți acest model. De ce? Aceste flori, din nou, impun o ținută mai austeră în rest. De exemplu, în această imagine, acel colier, vă dați seama, deja este mult prea mult. Ce putem să reținem însă este machiajul natural și părul coafat de asemenea, cu bucle legere. Este un look safe. Dacă ne gândim din nou la rochia de mireasă, pentru că nu, acesta este subiectul emisiunii de astăzi, ne gândim la o rochie care să fie într-o nuanță pală, însă să nu fie alb. Nu, acest auriu, zona aceasta de auriu, nu trebuie combinată cu alb pur și cu atât mai puțin cu argintiu sau cu alte nuanțe. Cam ce fel de rochie s-ar preta la o asemenea tiară? Ei bine, în mod cert, o rochie fără umeri, o rochie pe un corset foarte frumos lucrat, o rochie simplă și eventual cu care să urmărească silueta voastră. Nu încercați volume impresionante în partea de jos și nici aplicații inutile pe corset. Mai departe, o avem pe Anne Hathaway. Și la Anne Hathaway vom discuta despre o tiară care este, să zicem, ceva, o zonă mai comercială, o tiară pe care am văzut-o de multe ori purtată, pentru că de foarte puține ori această tiară a fost purtată corect. Ei bine, această tiară poate fi purtată și cu o rochie cu mâneci acoperite și cu o rochie fără mâneci. Important este să aveți grijă cu dozajul. De ce? Această tiară conține pe lângă pietre și alte elemente care îi dau o notă de prețiozitate. Această tiară nu se poate purta niciodată cu cercei și nu se poartă niciodată la un machiaj foarte, să zicem, foarte sofisticat. În ceea ce privește o rochie care s-ar potrivi perfect acestei tiare, vorbim despre o rochie cu mânecă lungă, o rochie din dantelă eventual, care să aibă și o curelușă în zona taliei. În ceea ce privește curelele vom reveni, pentru că discuția este una foarte amplă, având în vedere tema noastră, și anume rochia de mireasă. Ei bine, iată și pe Diane Kruger. De ce ne-am oprit la această imagine cu Diane Kruger? Pentru că acest tip de accesoriu este unul care a câștigat foarte mult în popularitate, fiind inspirată, bineînțeles, din epoca romană, din antichitate, vorbind despre lucruri istorice și nu are foarte mare importanță în acest moment. Se poate purta la absolut orice nuanță, la absolut orice fel de ținută, inclusiv la pantofi sport și la jeans.
Poate v-ați gândit să fiți o mireasă atipică și iată, aceasta este una dintre variantele corecte. Această tiară este bine să o alegeți într-o nuanță argintie și nu aurie, cea aurie fiind puțin mai exploatată și deci puțin mai puțin interesantă pentru voi în acest sezon. Am ajuns și la Ariana și, nu-i așa, Ariana poartă accesoriile în propriul stil și o face ca nimeni altcineva. Nu este indicat să purtați așa o tiară la nuntă, evident, pentru că ea este una masivă, iar locul ei este strict rezervat celor care fac parte din regalitate, să zicem. Atât prin dimensiune, cât și prin aplicații. Nu vă doriți în niciun caz un asemenea tip de tiară dacă nu vă situați în acea zonă. Puteți opta pentru altceva. În schimb, este o variantă foarte interesantă pentru o petrecere tematică. De ce nu? Sau pur și simplu ca un accesoriu excentric la o ținută absolut banală. Cum avem în exemplul de față. Mai departe, am ajuns și la Nicole Richie și asta, să zicem, al său accesoriu hippie. Retro, hippie, flapper, zona este oarecum neclară, fiind o amplă discuție pe acest subiect. Oricum, originile acestui tip de accesoriu sunt în anii 20, deci ne referim mai mult la zona flapper. Cum putem purta un asemenea accesoriu la nuntă? Foarte interesant, îl putem purta peste voal. Vorbim firește despre acel voal care acoperă în totalitate părul, iar acest accesoriu finisează și completează frumos marginea voalului, dând o terminație extrem de cool. O puteți purta cu orice nuanță, poate ar fi bine să evitați acest tip de accesoriu dacă el are cusute paiete, încercați să vă cumpărați doar cu pietre Swarovski sau de alt tip, semiprețioase, este o idee foarte bună. Și încercați de asemenea să nu mutați atenția de pe acest accesoriu prin supraîncărcarea ținutei cu coliere, cercei și foarte multe brățări. Dacă vă doriți totuși ceva, o completare, puteți alege o pereche de cercei ceva mai lungi, care totuși să nu fie foarte sofisticați. Continuăm cu prințesa Madeleine și asta coroană regală. Ei bine, cine își dorește să fie o prințesă în ziua anunții? Totuși este bine să vă abțineți de la asemenea porniri, repet, dacă nu faceți parte din casa regală. Ele sunt considerate în zona ușor de kitsch, și dacă nu vă dozați cu foarte mare atenție apariția, veți fi percepută altfel decât vă doriți cu siguranță. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi la verdictile al Wow sau Bau Bau. Ne vedem data viitoare doar pe cafetele.ro.